Consiliul Local Comunei Crișul și Bacău, ședință ordinară din 4-11-2020, ora așa. Ordinea de zi, tot asta trebuie să spun doamna secretar, ordinea de zi tot o prezint. Pe ordinea de zi avem trei proiecte de hotărâre. Alegerea președintelui de ședință pe cele trei luni, noiembrie, decembrie și ianuarie 2020 și ianuarie 2021. Constituirea comisiilor de specialitate și alegerea de viceprimar. Cine de acord cu ordinea de zi? Acum propuneți pentru președintele de hotărâre. Spune, domnul. Vreau să propun pe domnul doctor. Am vorbit la președintele ședinței. Propun. Da, domnul. Propun pe domnul ceva. Deci, prima propunere, domnul Berlan. Ce? A doua propunere, Matei Laurent. Cine este de acord cu propunerea cu Durlan Iulian? 1, 2, 3. Trei pentru, împotriva abținerii. Abținerescu. Cine de acord cu propunerea lui Matei Laurent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? De către cu 8, domnul Matei Laurent este președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Domnul Matei, trece, vă rog, prezidiu. Deci, ținând cont că primul proiect de hotărâre a fost depozat, să începem cu al doilea proiect de hotărâre. Sunt proiectul ei, ce dată domnul Părinte? Nu, am făcut o alegerea ta, alegerea președinte. Așa, doilea? Al doilea, comisiile de specialitate. Liderii de grup... Fac o propunere, nu? Vin cu două variante. Ori propunere în bloc, pe care o votăm cu unanimitate. O, hai să mergem prin fiecare. Ori să vă tot aia. Tot aia de trei de tot. Eu, pe care s-a de lider din grup a PSD, propun să mergem în de... Oameni. Colectiv. Adică tot... Domnul Matei, dacă n-ați voie, m-am pic ca să nu... Să nu conduc conductora Consiliului. Am convenit cu liderul din grup, în grup majoritar, să spun așa, ca să fie trei în fiecare comisie de la PSD și într-o comisie patru. Iar dumneavoastră, ceilalți din grup și din neafiliați, veniți cu propuneri pentru... Puneți cum aveți, veniți cum aveți. Domnul liber din grup la PSD, spuneți-ne la Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, Comisia mixtă, da? Da. Noi privim economic. Comisia economică. Da. Domnul consilier Florean, domnul consilier Gabătăn, domnul consilier Oprea și domnul consilier Mani. Era vorba cu 3. Păi da, dar oricum la comisie de Sampa. Suntem 10, oricum la comisie de Mai departe. La urmă doar la comisie. Nu aprobăm comisia și comisia. Nu, comisia juridică. Domnul consilier Ciubotaru, domnul Matei Ioan, Zorz, 3. La comisia de Ciubotaru, Matei și Zorz. Și la comisia de cultură, Drilea, Gologan și Gabriel. Și-a luat propunerea. Domnul... Da, de la grupul România, Durlan, la comisia economică, domnul Roșcan la juridică, Mărcuț la agricultură. Păi nu, agricultura face parte de funcție. Nu, la cultură. Cultură, 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 cultură,
Neamțiaș. La Neamțiaș. Domnul Topar, domnul Topar. Dumneavoastră cază, domnul Topar. A rămas la juridică. Zic că noi trebuie la juridică și modifică la aceasta. Da, și aprobăm la un loc și așa. Aprobăm un loc. Exact. Dacă sunteți de acord. Asta a fost. Cum? Asta a trebuit, da? Da. Nu, nu, dar trebuia să puneți la vot. Comisiei, în forma... Și acum, dar... În forma asta a fost. Dar să vedeți ce tine la plăcut, ca să... Poți să dai lui Oana să cum vedeți de acolo? Ai scris, era? Nu, nu, nu. Oana, Gabăr, Păia. Mai spuneți odată Oprea. Florea, Gabăr, Oprea și Mania. Și domnul Duran, mai cunosc. Și domnul Duran. După aia Ciubotaru, Matei, Dori, Roșcan și Botean. Și Botean, Cărie. Și după aia Trilea, Dirineau, Bologan, Gabilă. Gabilă. Mărcut și Matei, da? Da, Mărcut și Matei, corect. Mai sunt discuții pe tema comisiilor? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mergem la mai departe cu proiectul următor. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Căiuți. Cine se scrie la cuvânt? Nu pentru că să mergem la propunere, nu? Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Dacă aveți alte discuții în afară de propunere. Dacă nu sunt alte discuții, din partea celor doi, chiar aște propuneți. Nu, aici la viceprimar, pe nou cod administrativ, primarul, începând din mandatul ăsta, primarul poate să facă propunerea pentru viceprimar. Deci poate să facă și primarul, dar asta nu înseamnă că nu poate să facă și consilierii. E obligatoriu și consilierii, dar și primarul poate... Propune... Aveți o propunere? Viceprimar. Eu am o propunere, pentru că cu speranța că voi merge în aceeași echipă, cum pe Florea Constantin. Și propunerea va fi și din partea grupului... Deci avem o propunere din partea domnului primar, ați spus. Deci nu din partea PSD-ului. Și avem una din partea PSD-ului? Nu. Ce? Liderul din grup cu aceeași propunere. Aceeași propunere, da? Din partea... Florea Constantin. Dacă aveți ceva de spus, cu domnul consilier, cine se scrie la cuvânt? Poate mai vreau să propune. Ai scris la propunere? Deși e liber de grup. Dintre cei doi ești radicat. Dintre cei doi ești radicat. Vă trebuie să spuneți ceva de acord cu candidatura? Ar fi corect să vorbesc, că e impermanent. Domnul Tudor, ați spus. Da. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată odată. Din colegii voastre. Cred că, în mare parte, am reușit să-mi duc candidatura trecută la votul și cu drept rezultate s-au văzut cum am ieșit și în alegeri. Sper să nu vă dezamăgeți nici în continuare și o să dau mai mare atenție consilierilor și celor probleme din sate și consilierilor probleme care îi ridică și să colaborăm în continuare mai bine. Da, vă mulțumesc. Bună ziua, în primul rând. Sper să-mi găsesc cuvintele, că emoțiile sunt destul de mari. Mă numesc Ciubotaru Codruț, am 34 de ani, căsătorit. În 2010 am terminat Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Urmând 2 ani, m-am masterat în aceeași instituție. În acești 2 ani am fost și angajat ca și inginer la o societate din Comuna Căiuți. Deocamdată sunt angajat la Oculusul de Căiuți pe funcția de inginer. Candidez pentru funcția de viceprimar al acestei comuni, datorită faptului că sunt tânăr, cu forță de muncă. Îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră și cu domnul primar să oferim un trai mai bun cetățenilor din această comună. Nu vă promit, nu pot să vă promit absolut nimic, dar promit și sper, repet, ca împreună să putem face
ceva pentru comun, să aducem fonduri pentru iluminat public, canalizare, asfaltare, nu știu, curățenie. Vreau să vă mulțumesc și am toată încrederea că comuna va prospera acești 4 ani și va fi totul bine. Vă mulțumesc și vă ofer, vă urez spor la loc. Vă mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, dacă trebuie de acord, câteva minute un pic de pauze să scrie de legătură. Suntem de acord cu pauze scurtă? Da. 5 minute, 10 minute și după aia limite, da? Să punem la voi cine de acord pe două pauze, mâna sus. Motivă cine se abține. Deci 5, 10 minute pauze. Imediat, așteptați-o bine. Nu mă obic să nu mă gândesc. Sunt 15 buletine de vot. În pauză, domnul consilier Ciobotaru Corduț a ridicat o problemă. Corect este să o ridice în timpul ședinței, să o aude toată lumea, dacă este necesar. Mergem mai departe cu discuții și să punem la vot în modul de votare. Deci, domnul Ciobotaru, vreau să mai spun o dată? Spui ce vorba? La votarea zice primară sunt două modalități. Ori din rubrica se scrie cuvântul da, ori prin tăierea candidatului care nu dorește a fi votat. Acum am hotărât care metodă. Deci, buletinele de vot sunt făcute în așa fel încât cel care votează se spune da în textul candidatului dorit. Da, mai este o lege, mai este o modalitate de a vota. Da. E de care scrie, dar și cine sunt mai învățe? Mai este o imunit sau altceva. Da, te-a scris lege. Sau mai este o modalitate prin tăierea candidatului care nu vrei să fie ales. Așteptăm un pic să discutim cu doamna secretară, să vedem ce spune. Din punct de vedere juridic, la cum este. Da, e deci așa, nu logic așa ar fi. Da, așa scrie legea. Scrie legea, să vedem ce legea. Legea devine două variabile? Da. Nu. Dar știți, dacă știți, spuneți-o și eu. Îl poate citi domnul Orteanu, că e codul administrativ. Da, e clar. Nu codul administrativ. Păi eu aici, din codul nou, codul administrativ, fiecare consilier, că vreți un prezint de vot, nu-i așa. Articolul 139. Litera 8. Aliniatul. Deci, în codul administrativ, spune clar. Este varianta cu... Nu-l avem. Este varianta cu da sau nu, sau dacă opțional, prin supunere la vot, se poate, după cum se cade de acord, cum se dorește, și cu vot deschis, și cu ce se vrea. Am înțeles. Iar, Ramona, recomandarea din codul administrativ este cu da sau nu. Spune clar. Dar fiecare, prin opțiuni, Consiliul poate să facă după cum vrea. Ramona a scos din lege și a făcut buletinul de vot după recomandare. Și se pune la vot. Deci sunt două variante. Una, cea de față, în care o avem și sunt buletinii făcute, iar una, prin tăiere.
Deci dacă noi o să votăm să alegem acea de-a doua variantă, o să vrea să făcute din nou altfel de proiectenii și doar tăiem cel care nu-l vrea și rămâne cel care nu-l vrea. Domnul, că e un Deci, întâi spunem la vot buletinul ăsta de vot. Cine este de a vot buletinul ăsta de vot? Așa, că de simplu, da. Vă spun numărul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci, de exemplu, 9. Pentru cine se abține? Celălalt. Cine este potrivă? Deci, o după a trecut, merge prin sistemul ăsta. Da. Da. Cu fiind de aceeași culoare, nu? Acolo același text scrie toată lumea. Da, totul pe amiatul scris buletin. Da, scris buletinul scris. Da, masa era afară, la rugătorul cum a făcut din urmă, scris de-a postul ăsta, scris totul vizibil în fața noastră. Un a scris la urmă. Așa? În mod de alfabetic, în fiecare, fiind evident, și a buletinul mi-a început aia. Nu stau de acolo, toată picioare. Dar trebuie să stați? Și mai trebuie consemnat ceva. Buletinele pe care apare doi din da, da și sau eu știu alții zile pe acolo. Nu sunt nule. Sunt nule. Ca să fie clar. Da, atât. Și restul liber. Deci, e clar, sunt căsuțele făcute. Sunt două nume, cu două căsuțe. Deci într-una din cele două căsuțe puneți un simplu da. Deci nu trebuie să... Puneam X, da. Ca cine pune X este nu. Ai un dintre ăsta vă? Se ce pune un clip la tot să-l vadă? Dar nu vede că nu i-am până să deci primul trecut domnul Florea Constantin, al doilea trecut domnul Cumătoriu Codruț. Și sunt două căsuțe libere. În căsuțe, în căsuța celor pe care îți doriți, trebuie să le ceți da. Deci ăsta e modul de vot. Da, și nu, clar, acum o explică domnul primar, spune... Nu, nu, nu puneți nu. Da, la cel care îmi vota așa. Da. Și dacă unii nu, unii că poate da și după de nu, nu e valoare, e valoare. Deci se înțelege dacă ce-i valoare. Dar nu s-au liber, că nu am să-ți consider. Da, trebuie să fie doar da. Da și liber, domnule. Da, mai ești de liber. Dacă cineva pune nu, înseamnă că votul e nu? Da. Dacă pune de o parte da și de o parte nu? Nu. Da, e de bun. Da. Trebuie să înțelegi, înțelegi. Este foarte clar, poate să se pune da și da. Da, nu doar din alfabetul, nu pune de ce n-a fost. Da, uitați cutia. Dacă o listă, dă-mi unde. Da, Deci, corect este doar de la alfabetic, da? Deci, primul este domnul Cibotradu Cunuț. Se pregătește? Primul este domnul Cibotradu. Da. Da. Ce-l lasă? Da. Mai puțin că e de până în
Thank you.
Eu și poți, da? Da.
Deci într-o parte nu mă fac genul. Ăsta e dată cu toată domnului. Aici, da? Nu, 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 și tot ați mea, strâmbi la... Da, dar e cu hoți opoziți. Nu, aici, zonici, da? Da. Ăsta e anulat. Da, nu, am putut. Pun mica de aici. Nu. Da la domnul Florea, nu la domnul Cucutaru. Deci aici, da? Da la domnul Cucutaru Cărbuț, aici. Da la domnul Florea, dar are să spui camerele mele, nu? Vedeți dumneavoastră. Nu, da, e de vreo? E de vreo, da. Da la domnul Cucutaru Cărbuț. Da, la domnul Florea, aici. Nu, la mai tot, da. Nu e prea. Da, la domnul Florea. Florea este închidă ți-am doi. Dacă vreți, poți să vă duc. Dar nu e ce e, da? Da, la domnul Florea. Da, la domnul Ciucătoar Păduț. Da, la domnul Florea. Nu știu, nu, i-am luat. Da, la domnul Cucutaru Cărbuț. Da, la domnul Florea. Și uite. Și sine. Da, la domnul Cucutaru. Vreți să numărați când sunt acolo? Nu, da. 3, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Aici e 3. Se 2 și 2. Deci am dat, am ațeles? Da. Domnul Cucutaru Cărbuț și două mure. Deci, viitorul viceprimar este domnul Florea Cutaie. Dar vă mulțumesc cu părat pentru venea acordată. Și sperăm să colaborăm cu domnul mai viitorul viceprimar. Pentru binele ce se comun. Sper așa. Vă mulțumesc. Înainte de a încheia ședința, ce se mai la cuvânt de domnul consilier. Domnul consilier Lovianu, mai cu tot. Domnule, în ultima perioadă de timp, în mandatul trecut, am primit niște sesizări din partea concetățenilor noștri, referitor la modul de desfășurare a acestor ședințe de Consiliul Local. Și aici m-aș referi și vă propun, dacă sunteți de acord, cu următoarele lucruri. 1. Să procedăm la închiderea sau darea cu silențios a telefonilor ca să nu se producă perturbări în timpul ședinței. Aceste propuneri, vă rog, nu vin de la mine, vin de la cetățenii noștri. A doua problemă. Cei care înregistrați aceste ședințe, dacă nu faceți verificarea calității acestor înregistrări, vă spunem noi și ne-au spus o mie concetățenii noștri că sunt pe fundal apare o sonorizare care deranjează și care nu poate fi ascultată. Și care exista aparatură pentru această problemă. Al treilea punct. Profit de faptul că este reprezentantul companiei de media care realizează aceste înregistrări și vin cu următoarea întrebare. În mandatul... Domnul Voteanu.
Problemele astea se discută în momentul când avem diferențe și nu se această problemă este în legătură cu prezența reprezentantului companiei respective. Păi dacă vrem în ședința următoare. Păi da, dacă vine dumneavoastră, îl invităm în ședința următoare atunci. Da, sigur, sigur. Eu făceam cunoscut faptul că în mandatul trecut, și eu desumeam. Domnule, mi-a dat cuvântul și acum mă lăsați să vorbesc. Dar, în mandatul 2016-2020 a fost înregistrate toate ședințele. Una dintre ele a fost retrasă imediat după ce a fost dată în mijloacele de socializare. V-ați permis să retrageți această postare, invocând o eroare tehnică. Am intervenit atunci prin altcineva și am zis să repostați. Nu ați făcut-o. Întrebarea care eu mi-o pun este următoarea. Ați restituit contravaloarea pentru care ați încasat acel serviciu? Pentru serviciul respectiv? Nu. Haideți să o facem. Și a doua chestiune. Nu mai trâmbițați imparțialitatea în condițiile astea. Atât. Ar fi alte probleme. Nu eu, în primul rând, ar trebui să felicit pe domnul viceprimar care a obținut astăzi voturile, domnul Cotruț, care a avut curaj să candideze pe viitor. Are șansă pentru că e tânăr, are timp. Eu aș recomand domnul viceprimar în mandatul ăsta să fie mai puțin, mai mult organizator și mai receptiv la toate treburile care trebuie la comun. Să meargă, pentru că am întâlnit, m-a trestipat și o leacă de critică, că așa este normal. Ne-am dus în satele de peste apă, acolo a spus că aproape că a fost de nevăzut. Eu i-aș recomanda să bată, și eu am fost viceprimar, să bată satele la metru pătrat. Toate tatele să bată, să ia cunoștință, pondeze tot ce trebuie de făcut. Eu în încheiere aș vrea să spun așa. Domnul consilier, domnul primar, domnul invitat, haideți să dăm atenție multe peste pot, peste trotuși. La satul mi-a mirosit în câte zile mi-a avea de trăit să mă depășesc în trotușul din bord. Vă rog foarte frumos să avem inițiativă, toți să venim cu proiecte, cu gândire și să facem satele alea să le scoatem la lumină. N-am făcut în 20 de ani, în 30 de ani n-am făcut nimic. Nimic n-am făcut acolo, vizia decât asfaltul, iar timp și ceva pe la Brâncen, domnul primar Dura. În restul nimic. Haideți cu toți să gândim că de asta ne-au trimis electoratul aici, oamenii ne-au dat credibilitate și noi să-i ajutăm ca mandatul ăsta să rezolvăm, să termine din tot, termine majoritatea, nu mă nimpoi, poate așa este toată. Sunt născut mai de vreme poate de dumneavoastră și poate închei contractul mai de vreme. Cum vă vrea Dumnezeu. Dar vă rog frumos să nu uitați satele de piseară. Cu asta vă mulțumim foarte mult și doresc multă activitate primarului și vicelui primarului. Deci am mai zis la cuvânt domnul primar și domnul Murean care este invitat. Nu știu, dar și domnul și acuzat și de ca să nu ținem, mai avem timp la celelalte ședințe de consiliu. Vreau să le mulțumesc la toți consilierii, în special domnul Codruț, în special Florea, pentru activitatea depusă de a fi cu toții aici. Nu trebuie să suferi nimeni, așa într-o competiție, chiar dacă mi se pare că unii au avut inclinații spre stânga sau spre dreapta, asta este socotat liber, nu are nimeni nimic de obiectat, nu trebuie să fie nimeni supărat sau nimeni să-și asume niște chestii că el a făcut sau el a adresat. Nu vreau să mai comentez vis-a-vis de ce a spus Nea Ion, știm despre ce este vorba, o să vedem, dar trebuie să colaborăm cu toții, numai că hai să facem și atât, deci trebuie
colaborare la asta. Vă mulțumesc că în această ședință s-a încheiat treaba de organizare a Consiliului. De aici încolo luăm linii dreapte și ne apucăm de treabă, pur și simplu, în echipă, cu toții, și din stânga și de dreapta trebuie să fim o echipă pentru Comuna Căiuț, nu trebuie să fim că cineva din majoritate, celălalt din minoritate. Suntem cu toții, toți suntem o familie. Același lucru l-am discutat și cu personalul la preluarea de mandat, același lucru din lucrul și dumneavoastră. Trebuie să fim o familie și să colaborăm, să facem ceva pentru comună. Nu vreau din partea mea, nu o să vedeți niciodată ranchiună, chiar dacă cineva mă ceartă, chiar dacă mă înjură, de la mine nu o să aveți, dar vreau colaborare, vreau să mergem normal și frumos pentru binele cetățenilor și în special să nu ne facem nervi singuri sau tot felul de chestii. O să mai discutăm și la celelalte ședințe. Mulțumesc frumos la toți și succes! Ce să zic, domnul Florea știu ce a făcut în ăștia 4 ani, urmează să-l mai impulsez pe anumite segmente să fie mai activ. Îi urez să-ți ducă mandatul la capăt și multă, multă sănătate la toată lumea. Mulțumesc frumos! Înainte de a-i dat cu domnul Muraru, vreau să vă invităm să vină mai des la noi. Și după domnul Muraru, are cuvântul domnul Consiliu. Da. Îl mulțumesc pentru invitație. Ideea este următoarea. Noi filmăm în 60 de alte ori în județul Bacău. Prezența mea nu este absolut necesară, pentru că întotdeauna vin un cameraman. Mă bucur că mi-ați făcut această invitație, asta înseamnă că prezența mea garantează calitatea unui serviciu. E posibil să fie, e posibil ca domnul consilier să aibă dreptate, eu nu contest acest lucru. Pe parcursul unui an se poate întâmpla o dată la 12 luni să fie o defecțiune tehnică. Eu nu pot un angajat al meu să-l dau afară dacă s-a întâmplat să-mi meargă camera sau din alte motive. Dar ceea ce vă pot asigura este că nu suntem o televiziune serioasă. Am fost alături de dumneavoastră foarte mulți ani și ați observat că mi-am publicat integral ședințele Consiliului Local. E adevărat că avem și noi concurenții noștri care mai intervin pe lângă alți consilieri care își doresc să vină să filmeze în locul nostru și inventează tot felul de povești. Acum, trebuie să vă adresați către primărie. Noi întotdeauna, pe baza unui proces verbal, predăm acest material la primărie. Noi nu avem obligația de a publica aceste ședințe. Serviciul nostru este doar de filmare și a pune la dispoziție primăriei. Noi, în schimb, publicăm, difuzăm, promovăm, pentru că scopul nostru de a promova județul Bacău. Sigur, dumneavoastră invocați și niște servicii suplimentare sau se poate întâmpla să fiți blocat dacă v-ați adresat către televiziunea noastră pe internet într-un mod genitor, este evident că ați fost blocat și nu ați putut vedea ședința. Deci, încă o dată, vă asigurăm de seriozitatea noastră, serviciul este de calitate, invocați că nu e vorba de calitate. Uitați-vă, domnul inginer are cameră 4K. În județul Bacău sunt puține televiziuni care filmează la o asemenea tehnologie. Oamenii noștri ați găsit în sala de ședințe întotdeauna înainte de a veni dumneavoastră în sală. Deci, noi încercăm să facem serviciu. Mie pare rău și îmi cer scuze dacă am greșit cu ceva, îmi cer scuze în fața dumneavoastră. Dar mergeți întotdeauna pe buna credință și nu vă luați după zvonurile de pe internet. Aveți în continuare sprijinul nostru, indiferent de culoarea politică. Ați observat, noi filmăm ședințe și la primar PSD și la primar PNL nu ținem cont de acest lucru. Noi suntem o instituție serioasă, aveți respect din partea noastră și vă rugăm, domnule consilier, dacă sunt nemulțumiri, vă aștept la Unești, vă ofer o cafea și căutăm filmarea dacă există și vă punem la dispoziție. Domnul, vă mulțumesc, nu mai vreau alt răspuns, că l-am discutat cu particular. Facem după aia intervin și eu încă o dată. Haideți că țin numai. Vă puteți interveni. Eu nu mai intervin. Domnul mulțumesc. Să ne fie foarte clar. Invocați aici adunată faptul că am fost blocat de cineva dacă m-am adresat neprovincios. Pe cum se face, domnule, dacă acolo foarte clar spune, nu mie, la toată mulțimea asta din comuna asta, toată lumea, înseamnă că a fost blocată toată lumea a doua chestiune. Clar a apărut
de rezervă. Păi nu, domnul, imediat, nici... Dar ce las să dea voi, domnul? Domnul meu, dar îmi pare de rău. Ce vrea să... A, ce să nu faci? Da, pare rău că v-am propus să trebuie să iau cuvântul înainte, domnul primar să fie ultimul care are cuvântul, așa că niciodată. Vreau să felicit toată lumea, consilier local, toți care sunteți aleși aici, pe domnul primar. Vreau să felicit pe domnul viceprimar, era conștient că va ieși. Eu l-am susținut și sunt un om care, dacă îmi dau cuvântul, îmi respect cuvântul. Am onoare pentru asta, dar am susținut pe Codruț pentru funcția de viceprimar. I-am spus, am explicat, trebuie să fie dezamăgit. Este tânăr, a avut o șansă, a încercat și am zis că mingea este grădina celor mai puternici. Dar dumneavoastră, de asta vreau să nu fie ranchiună sau ceva, că vezi, doamne, 2-3 sau ceilalți, am susținut o anumită persoană. Este toată dumneavoastră, e băiat dumneavoastră care ne-a văzut în campanie acolo unde trebuie. Trebuie să vă bucurați de prezența dânsului și de valoarea lui. Spor la treabă tuturor, sper să fim un consiliu fără rancună, echilibrat. Din partea mea, sunt domnul primar afară pe proiectele bune, va avea susținere și chiar, cum să vă spun, din vechimea care am fost, spun, dacă nu v-ați solicita vreodată ajutorul, el voi acorda necondiționat. Eu vă spun public, am înțeles un mesaj și sunt radical, care l-am luat, a fost o nebunie de la electorat. Eu mă mulțumesc cu ceea ce am astăzi și vă spun că în Consiliu voi utiliza toată vechimea care am și toată puterea de muncă în a vă ajuta pe proiectele bune. Suntem o echipă, suntem prieteni cu Dumnezeu înainte, sperăm să facem ceva bun pentru comunitate, pentru ca cetățenii, așa cum a spus domnul Grilea, știi, și eu am fost taxat, poate veni și rândul domnului primar, și rândul meu, rând, dar toți pe rând, pentru ceea ce nu realizăm. Haideți să facem o echipă, lăsăm la închine, gata, a trecut, s-a ales fiecare cu drumul lui, să dăm drumul la treabă, să fie un lucru bun pentru om. Vă mulțumesc încă o dată, succes domnule primar, succes domnule viceprimar, succes Codruț, succes tuturor colegilor. Vă mulțumesc! Din momentul ăsta...